Fotolocuitori din sectorul 3 au blocat mașinile de gunoi ale primăriei. Disperați de mirosurile insuportabile, acțiunea a avut loc la intrarea într-un depozit cu activitatea suspendată. Depozitul a fost recent amendat de Garda de Mediu. Mai mulți cetățeni din sectorul 3, care locuiesc în preajma depozitului de deșeuri al primăriei de pe strada Lunca Vișeagului, nu au permis mașinilor cu gunoaie să intre în această după-amiază în curtea stației de sortare. Demersul oamenilor vine la o zi după ce Garda de Mediu București a amendat stația de sortare cu 160.000 de lei din cauza disconfortului olfactiv. Amenda vine după ce activitatea depozitului era deja suspendată de instanță. La fața locului, deși a venit atât poliția locală cât și cea națională, mașinile care cărau deșeuri, ținute pe loc timp de câteva zeci de minute de cetățenii revoltați, și-au văzut în continuare de treabă după plecarea oamenilor legii. În ultimele 5 zile, din cauza mirosurilor greu de suportat, Garda de Mediu București a primit de la locuitorii din zonă numai puțin de 60 de sesizări. E ca și cum ai trăi într-o groapă de gunoi. Este un miros de gunoi non-stop aici. De dimineață până seara. Nu poți să deschizi ușile. Trebuie să aerisim în casă cu aparatul de aer condiționat, a declarat unul dintre cetățenii care au blocat accesul mașinilor cu deșeuri pe poarta stației de sortare. Amplasamentul trebuie salubrizat și ecologizat, cu respectarea legislației de mediu în vigoare, până cel târziu la 5 mai 2022, în caz contrar societatea riscând noi sancțiuni. După ultimul control din luna decembrie, au mai avut un termen să facă acest lucru, până la 31.1.2022, dar nici acum amplasamentul nu era ecologizat, fiind în continuare plin cu deșeuri voluminoase, stradale, menajere, vegetale, provenite din construcții sau rezultate de la stația de sortare și depozitate pe platforma betonată și pe sol, în aer liber. Pe amplasament se desfășura activitate de colectare deșeuri nepericuloase, recuperarea materialelor reciclabile sortate și comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, a declarat Marioara Artemis Căteș, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu. Potrivit notei de constatare, stația de sortare își desfășura activitatea cu ușile halei deschise, iar în spatele construcției, deși sistemul de ventilație funcționa, se resimtea olfactiv un disconfort pregnant generat de deșeurile aflate în diverse faze de fermentare. Deși inspectorii de mediu susțin că nu s-au constatat scurgeri de levigat pe platforma exterioară a halei, ci doar în interiorul construcției, felul în care arată luciurile de apă din zonă ridică mari semne de întrebare. Acolo ar trebui să fie duse doar acele deșeuri reciclabile. Dar pentru că în sectorul 3 nu se reciclează, toate deșeurile se iau la un loc, acolo ajung și cele menajere. Ele provoacă acele mirosuri neplăcute. Această stație de sortare nu are un aviz de la Ministerul Sănătății, deoarece Ministerul Sănătății a spus că nu este nevoie de un studiu de impact pentru sănătate, deci știm că nicăieri în lume nu se autorizează o stație de sortare a deșeurilor menajere atât de aproape de locuințe, a declarat Lucian Judele, viceprimar sector 3 din partea USR+. Până la editarea acestui articol, primarul sectorului 3, Robert Negoiță, nu a fost de găsit pentru a ne oferi un punct de vedere. Îl vom publica în măsura în care îl vom primi.